Oana Ioniță ne-a oferit un interviu în exclusivitate de acasă, din noua ei casă. Este bucuroasă că a reușit să facă asta chiar în pandemie. Raluca Bădica a aflat asta dintr-un interviu cu vedeta. Un interviu făcut chiar în preajma începerii școlii, așa că nu au lipsit pregătirile. Am văzut doar că la asta se rezumă aceste zile. Oana are doi copii, o fetiță și un băiat, amândoi emoționați pentru ceea ce urmează. De mamă nu mai vorbim. Dacă tot începem școala, eu zic să începem cât mai bine pregătiți, și anume să, în primul rând, trebuie să dăm înapoi manuale de clasa a doua pe care le-am luat și să luăm manuale pentru clasa a treia, pentru că noi am trecut chiar și pe online în ultima parte, neapărat să nu lipsească gelul dezinfectant de mâini și o măscuță, poate două sau poate chiar trei, pentru că e bine să fim în măsuri de siguranță la școală. Aștept să încep școala? Grădinița? Da. Ți-era dor de colegi? Da. De cine ți-era dor? Ți-era dor de cineva anume? De De cine? De Ilinca. Eu abia aștept să încep școala, mă bucur că o să revin la școală și abia aștept să-mi văd colegii. După cea mai lungă vacanță de vară, Izabel și Maximilian revin în bănci. La școală, în clasa a treia și la grădiniță, în grupa mare, dar nu așa cum au fost obișnuiți până acum. La grădii trebuie să fim cu minți, nu? Să ascultăm de doamna, să fim cu minți, să păstrăm distanța, să ne apropiem de colegii noștri, să nu-i pupăm. Asta e mai nasol. Arată-ne la cameră să vedem cum se pune o măscuță. Pe nas? Și pe guriță. O să aflăm de săptămâna viitoare tot ce avem nevoie pentru începerea noului an. De obicei, în prima zi, ne băgăm la cheltuieli. Cu caiete, cu cărți, cu stilouri, ce avem. Pregătiți sunt și ei, și pentru școala în format fizic, dar și pentru cea online, dacă situația o impune. Din cauza pandemiei, și Oana și-a mutat lecțiile din sala de dans tot în mediul virtual. Are zile când predă astfel chiar și 6 ore. Viața pe online este cu totul altceva față de viața fizică. Pe online totul este mult mai dinamic. Ca să ții un copil activ în mediul online, ai nevoie de mult mai multă energie. Eu am prins Cum era? Alte vremuri, cu cravată, cu tot cu careu. Careu cred că o să fie mereu, ca la fotbal. Da. Depinde cine dă gol. Floricică. Da. Nu știu, mă îndoiesc că o să fie anul ăsta cu careu. Trebuie să ne adaptăm oricare situații până la urmă. Că e pe online, că va fi la școală. Și pentru tată, Florin Butnaru, tenor la Teatrul Național de Operetă, ultimele luni au adus schimbări după schimbări. Pe lângă faptul că s-a mutat alături de familie într-o nouă casă, sper acum să reia cât mai repede spectacolele în sân. Unde vă vedem acum? Păi, momentan în fața teatrului este o scenă improvizată, dar lumea este dornică să vină, e foarte bine. Ne adaptăm, suntem optimiști, jucăm, am fost și niște turnee. Dar și la mare, câteva zile alături de soție și de copii. Oana și-a descoperit și noi pasiuni în pandemie. Acum, pe perioada pandemiei, am început foarte multe lucruri. Am început să gătesc, ceea ce nu găteam înainte. Mi-am deschis cont de TikTok, pentru că toți copiii cu care lucrez se uită la TikTok, văd tot felul de filmulețe și am zis hai să îi challenge-uiesc cu ceva nou, cu ceva ce ar putea să facă și pe partea asta. 3, 2, 1 și... Și apropiați! Începeți anul școlar cu dreptul, să fiți cât mai sănătoși, păstrați-vă în siguranță, luați-vă măsuri de siguranță, nu stați aproape de ceilalți, purtați mască, pentru că așa e cel mai bine, să ne protejăm noi și familiile noastre. Să aveți un an cât mai bun! Pa! Pa! Pa!